Polițiștii din cadrul Biroului de Prevenire a Criminalității împreună cu cei de la Serviciul Rutier au marcat astăzi Ziua Internațională a Copilului. Cu această ocazie s-au desfășurat o serie de activități ce au avut ca temă educația rutieră. Prima activitate s-a desfășurat în centrul orașului la trecerea de pietoni de la Liceul Maiorescu. Aici, patrula școlară a școlii numărul 7 i-a ajutat pe pieton să traverseze în siguranță. Copiii au fost invitați să participe apoi la proba creativității. Aceasta s-a desfășurat în parcarea unui centru comercial din municipiu. În cadrul activității desene pe asfalt, copiii au avut posibilitatea să arate că imaginația lor este una bogată. Pentru ce este o mașină? Ce reprezintă desenul tău? O casă și un capac. De ce ai ales să faci acest desen? Am ales ca să-i mai ușor. O casă și un copac. De ce ai ales să faci acest desen? Că este ușor. O trecere de pietoni. Imaginația lor a fost răsplătită de către oamenii legii cu premii surpriză. Cu o revistă a Poliției Române și un cadou pentru cel mai frumos desen, da? Ziua Internațională a Copilului este sărbătorită în fiecare an în mai multe țări, însă la date diferite. În România această zi se sărbătorește pe 1 iunie.